No shot. Oh! Se întâmplă! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la The Long Drive. S-au mai făcut niște update-uri și am zis să mai încercăm și noi odată joaca aceasta. Dăm start și nici nu știu cum să vă explic despre ce e vorba în jocul acesta. Pe scurt ar fi că ai o mașchinetă, te plimbi și oarecum explorezi lumea. Ești în pustietate și nu prea înțelegi ce se întâmplă. De exemplu, de ce telefonul ăsta aici, chiar dacă nu apare niciun om în jocul ăsta sau habar n-am. Însă ai un trabant foarte puternic, V8 aspirat. Ia uite-l ce bine arată. Avem niște ulei, avem niște combustibil. 100% ulei la motor. Și după aia... Wow, hai să scoatem la soare. La sorinel. Dă-i! Hai că nu poluează deloc. A luat foc! N-a luat foc, n-a luat. Ok, cum oprezi motorul ăsta, e întrebarea mea. Dismount. Wow, nu, stai acolo. Hai să luăm și noi eventual ușa. Da, vino cu... Ce faci, mă? Wow. Stai acolo. Aia zic. Și tot nu înțeleg unde e combustibilul în mașina asta. Ăsta e, mă, fuel tank-ul, am înțeles. Okay. A, naiba, ce se întâmplă, mă, aici? Deci avem ulei. Cred că putem să mai punem ulei dacă ne chinuim. Adică... Aha! Gata, mă, e full. Full... Nu! Ăsta bea ulei, ești nebun. Nu. Stai să vedem ce mai e pe aici. 100. 20, ok. Ah, avem... Cred că e priza aia. Ce asta? Aur, ce-am, mă? What? Am crezut că e un burete, lol. Wow, tătis. Zici că fresh pantofi. Stai un pic, că nu putem să plecăm chiar așa. Ne facem de râs. Aia zic, am șlefuit-o ca lumea. Aia. Asta nu cred că se face. Wow! Bă, asta e... Nu cred că merge mai mult de atât, să faci smooth. Capoțescu. S-a stricat, bă, nu știam de ce nu mai merge. I s-au dus perii ăia. Nu, abia începusem. Pânză de păianjen. Păianjen mega radioactiv. Lasă-l aici. Stai, bă, dar n-avem și niște lumini, ceva? What? Ce s-a aprins? S-a aprins afară. Asta e. Oh, pușcociu. Asta e de muște. Nu cred că mai avem altă perie de aia. Asta nu știu exact ce, dar hai să-l luăm cu noi. Brăduț, de miroase frumos! Ok. Mai avem vreo perie de aia? Radioul nu ne trebuie. Hai să luăm televizorul cu noi în mașină, dar televizorul ăsta nu înțeleg cum merge. Pentru că... De ce nu? Aici ce? Ca să verifici că... Aha. La ulei, la avem gantere. Girafa. Ok. Și acum. Poate buretele ăsta face ceva, asta e un pic. Oh! Face suprafața fină, mă. Wow, ia vezi trabantul nostru, cât de bine arată. Numai că trebuie să mai găsim o perie de aia. Wow. Mamă. Roata asta... Bine, poți să găsești și alte roți. Wow. Da, bă, îmi place mașina, e bun. Vezi că arată bine. Numai că ne trebuie aici pe față, da. Asta este ce să facem și noi.
Așa, deci E plus mouse ca să deschidem. Aia zic. Am închis portbagajul. Asta nu ne mai trebuie. La gunoi. Uuuu, tare. Mi-mi văd picioarele. Bă! Unde s-a dus crabul ăla? Pe acoperiș. Uite mă, apă. Gasolina. Uite gasolina. Hai să punem că avem un drum lung. Și vedem că... Nu! Asta bea nebunul. Gata mă. Hai să punem un portbagaj, poate ne trebuie vreodată canistra. Acolo stai. Și acum fiți atenți, s-a băgat în update-ul acesta, ultimul, cel mai recent, s-a băgat ceva foarte straniu și o să vă întrebați ce se întâmplă. Ok, o să dăm save, autosave, habar n-am, am salvat. Și acum o să sărim unputs și nu mai putem să ieșim, veți întreba Ira Folder. De ce intră de aici dacă nu mai poți să ieși? Păi, joaca aceasta începe să fie nebună de tot, pentru că eu sunt o vrăjitoare. What the f... Ho! 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 Ce se întâmplă, ești nebun? Eu și Moș Crăciun ce mai intrăm așa? Haide! Nu, că intrasem! Hai, bă! Ok. Suntem bine, suntem bine. Ha? Pistolaina! Pentru asta am venit. Și asta e doar o sticlă. Și acum am luat pistolaina de pe coș. Ați văzut cu toții. Și acum o să vă rugați pentru mine să ies de aici. Gata mă, suntem în regulă. Suntem bine băieții. Gata. Nu știu exact. Gata mă, m-am dat jos. Oilele. Și acum avem ditai pistolaina și nimeni nu mai poate ataca. Nu știu care e faza cu aia, dar mă rog. O să păstrăm asta cu noi. Peria s-a dus. Vom da din nou save Alanis. Că am luat aia cu succes și cred că suntem gata de plecare. De fapt mai era ceva aici. Mai era iubita noastră, cum să uităm. Asta e cumva pentru vopsea? A, dar n-aș vrea să vopsez mașina. Da, e de vopsea. Nu știu cum arunc itemele. Yeah, baby! Baby, baby, mătura o lăsăm. De fapt... Este un pic, că mătura ar trebui... Ar putea fi foarte utilă mătura. Pare? Capem portbagaj mătura. Bă, am căput. Mătura o să o păstrăm în caz că... Dei. De fapt, cred că ar trebui să mă culc. Sau? Nu mai știu pe cât mă culc. Settings. Bă, e noapte! Oh my god, ăsta a dormit toată noaptea. What, nu se oprește radio? Și cred că se face dimineață, mă. E bine. Și clădirea... Au zis că e un semn de la extraterestri, what? Apă? Apă la... Ha? La bec? Apă la bec n-am mai văzut. Nu cred că... curge apă! Drinking. Eee! Stai! Nu! Nu bea asta! E și mai summer car făceam de astea, ha? Știe cineva mai summer car? Ok. Așa m-a învățat mamaie. Ok.
Nu, 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 nu. Pot să dau save? Cred că da. Ok. Hai să-i dăm ca lumea. Și să uite-o! Oh, hai că nu poluează mașina noastră deloc, sincer. What the fuck? Wow, de când are jocul ăsta curbe așa? What? De când are jocul ăsta asemenea curbe? Ia! Ia uite-le și nebun iepurele câta ăla e! Uita-mi pe mașină, lol! Iepurilă! Vine înapoi! Iepurilă! What the f- Uite-l cât sare, mă! Nu, iepurilă! Nu! Am murit cu gura căscată! Iepurilă! Iepurilă! Cu sare! Al naibă ăsta, nu știu că e iepure, băieții. Opa, ok. Îl punem aici lângă te... Bă, dar de ce am... De ce am cactus în mașină? Ești nebun? What? Va fi copilotul nostru, iepurilă. Hai să dezmembrăm mașina asta. Iepurilă și iubita. Stai. Stai. Ok, suntem bine, suntem bine. Ajustăm oglinjoara ca să vedem în spate. Nu e ca și cum avea ce să vedem în spate. Mașina asta prinde 120 la oră. Hoba! Nici frânele nu ne mai țin. Ia! Burețel? What, am pus avariile? Ce caută iepurile aici? Tot face tic-tac ceva, dar n-aud, nu înțeleg ce. Că n-am semnalul pornit. Habar n-am, în fine. Hai să luăm buretele ăsta. Stai. Ne-am mers cu ăsta desfăcut de combustibil? Da, poate. Ok. Wow, mă, și speriat! Nu mișca! Nu știam, vedeam o umbră, știi, în geam și nu știam ce e, lol. Ok, combustibilul l-am folosit. Ia uite. Asta e ce cred eu că e? Sunt țigarete. Vedeam că sunt gloanțe pentru armă. Da, nu prea venim să facem aici. Nu cred că merge ăsta de alimentare. E părăsită zona. E timpul să-l dăm afară pe iepurilă și să-l lăsăm. Până aici a fost drumeția. Dăm din nou save și hai să vedem ce mai... Bă, mașina asta prinde viteză, frate. Am luat cactusul. Gen, chiar prinde viteză. Ia fiți atenți aici. Să vedeți cât de repede merge. La o parte, iepurilă. Chiar o să face mulți kilometri dacă merge așa repede. Fii atent că prinde 160 mașina asta. Problema e drumul, știi că e cam... Vezi că avem faruri big and non. Drumul e cam... se cam îndoaie așa un pic și zburăm cu totul. Uite, știu că avem peste 160 la oră. Lume? Nu, 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 e altceva. Până de mână, ia uite-mă. Hai că suntem bine, suntem bine, suntem bine. Here we are. Stai un pic cu spatele. Greu, bă, să fii singur în deșert. Hai, 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 hai. Ok, am găsit remorca asta, nu prea e bună. Pentru că n-are roți. E te dă cu piciorul. Ok. Am găsit o ușă pe care o poți folosi, dar nu are aceeași... Le-i un rahat? Ce-am găsit, mă, acolo? Ok, da. Facem mașina nou-nouță, băieții.
Gata. Asta s-a dus asta. Bă, a mers doar o dată. Mai trebuie încă un layer făcut, știi, încă un strat. S-a dus din prima. 100% diesel. Combustibil. Hai să alimentăm iar. Deci am avut noroc că am dat de două benzinării. Mamă, 40 de litri! Ok. Bine, dacă stai să te gândești, nu e chiar atât de mult, 40 de litri. Hai să închidem asta. Hai să vedem aici ce găsim. Nea, ne mai trebuie perie de albastru, pânze de păiangăn, nimic. Ha. Cam asta e tot, băieții. Văd că merge curentul. Cred că da. O, da, tata. Altceva, a? Altceva, băieții. Bara din spate am făcut-o eu. Ne trebuie și roata făcută. Cârligul este. Da, ne trebuie și roțile. Astea nu merg oricum. Deci, diesel s-a golit. Dei cu spătău. Hai. Naiba, dacă înțeleg cum funcționează mașina asta, o să salvez de multe ori, în caz că vă enervează. Suntem bine, suntem bine. N-am văzut piatra aia în mijlocul drumului. Ho, 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 ho. Ok. Toată lumea e bine, toată lumea e bine. Suntem în regulă? Bă, mi-au căzut farurile, lol. Da, hai să vedem. Bun. Turnulețul. Cred că e un binoclu? Ulei. Ok. Suntem bine, suntem bine. Hai să vedem ce aruncăm. Oh, l-a făcut ca nou. Wow! Deci asta îi lipsea. Ia uite. Wow, e nou-nouță mașina. Nu prea mănâncă ulei motorul ăsta oricum. Văd ceva aici. Cred că s-a și spawnat o remorcă. Oh, bă! Ia! Bicicletă, ce mă asta? Ha? Poate îți poți face o motocicletă de asta dacă o găsești, da, nu cred. A, ba da, mă. Ba da, o poți conduce, lol. Da, dacă luăm bucățile, cred că putem face alta nou-nouță. Remorca, dar nu știu ce am putea face cu remorca. Știi? Și ne și încetinește, cred. Ok, am găsit iar ulei. O ușă. Din nou o ușă, ulei. Așa. Aici e apă. S-ar putea să ne trebuiască apă. Ia stai un pic să verific eu la coolant. 3.1 litri la coolant. Deci noi luăm asta. Se umple cu apă. Bun. Și putem pune ca să răcească motorul. Ia uite-l. Cum curge. Îl facem full, dar oricum nu avem ce să facem noi cu atâta. Strânge robinetul. Îl ducem aici, lasă-l jos. Țac, țac, țac. Dar nu mi-arată și mie. Gen cât pun. Cred că e full. Full? Full, bă. N-ai ce să-i zici. Ok, hai să-l aruncăm înapoi în portbagaj. Și să vedem ce era sus pe clădire. Aici, în spate, nu mai găsești nimic, a? Oh. What the freak? Aur? Nu știu ce-i putea face cu... Aurul, totuși. Nu prea înțeleg. Oare ne trebuie? Îl putem vinde undeva? Habar. Aha.
Și acum avem remorca. Televizorul ăsta e prea troll, cred că l-aruncăm. Cred că aruncăm televizorul. Prinde măcar semnal? Nici semnal nu prinde televiziunea. Boing. Save și hai să vedem ce mai găsim. Harta asta e plină cu chestii, doar că dacă se mai uită ceva la episod, like, băieții. Like, like, like. Hai să facem test. Lăsăm remorca cu tot cu aia și ne continuăm aventura să vedem fără. Deci cu remorca nu trecea de 80. Indiferent ce-i făceai. Hopa! S-a supraîncălzit motorul? De ce mi-a murit motorul? A? No shot! Oh! Ce se întâmplă? What? Nu mă așteptam în jocul ăsta să mă sperii! O trecut extraterestri! Ha? Oh, damn, a murit motorul? imaginează-ți dacă eu într-un joc mă sperii de extraterestri, da, în viața reală dacă ți-ar apărea așa ceva. What the fuck, dude? Oh, am găsit ceva. Faza e că atunci când s-a lansat jocul, noaptea, dacă te uitai pe cer, era un OZN, era un punct de la verde. Și cred că asta a fost easter egg-ul lor cu OZN-urile, că te vizitează sau ceva de genul. A, uite mă, cadrul de la bicicletă. Deci cred că o poți reconstrui dacă te chinui un pic. Da, uite, are și evacuare. Mă rog, motocicletă, scooter, ce-o fi ăsta? Nu știu ce, cred că e... ala de răcire al mașinii. Asta nu știu ce. O ușă. Roțile. Televizor. Ha. Ulei avem, coolant ăla. Nu e nimic folositor pe aici, ce-i drept. Un brăduț, asta nu știu ce. Zici că e sifon. Na, nu e nimic folositor pe aici. Wow! Ce e asta? Stop, 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 stop! Wow! Huh. Mai merge motorul? Da, mă, ce ai, merge struna. Wow, uite, nu am mașină, mă, camionul. LOL. Autobuz. Ha. Ok, ce e aici totuși? Mamă, câte cari. Ha. Motorișca. Are ulei, 14% alcool. Empty. Ulei are. Are ulei în ambele. 14% alcool. Ha. Stai. Ok. Ok. De ce nu pornește totuși? Ce îi lipsește, întrebarea? Deci ulei are. Dar aici e empty. Care eu cred că ăsta ar trebui să fie coolant-ul. Ăla de răcire al motorului, nu? Deci ăsta ar fi... Așa cred. Cel puțin așa pare. Da, deci nu putem merge cu asta. Păcat, a?
Dar putem să-i furăm farurile, cred. Oooo, da, tată. Putem să-i furăm farurile, băieții. Deci, întrebe cu mine... Trebuie să car cu mine ulei și toate nebunelile, în caz că mai găsesc mașini de-astea, ca să pot să le refac. Asta era destul de mișto. Roțile le are, aici pot să care o groază de chestii în spate. Mă, ideea jocului e, adică merge ideea jocului, înțeleg ce... Dar după aia n-ai niciun scop în joc, cam asta e partea ciudată. Știi? N-avem decât să plecăm, adică n-avem ce să facem. Din păcate nu merge mașchina ta. Dă-mi și un save. Wow, benzinărie? Oh, văd o mașină. What, să dărâm... Ce s-a întâmplat, să dărâma cu totul? Clădirea asta e nouă, nu mi-aduc aminte de ea. Ce-a căzut, mă, de aici? Semnul de la benzinărie? Mamă, câte sunt. Astea sunt roțile de bicicletă. Gallons. This 000 sale. Asta e prima motocicletă pe care o... pare întreaga motocicleta asta. Wait a second. Pe space. Dar ce lipsește? Bucata asta o are. Are asta. Combustibil. Poate... Nu e bine că are doar combustibil? Unele trebuie amestecate cu apă. Hai să mă culc. Băgăm Nani. Se învârte planeta. Interesant, interesant. Dar acum e noapte. Ia uite ce am găsit. Ia uitați, băieții. Nou-nouță, vă. Și mai avem și roțile. Hai că acum răsare soarele. Știu că nu prea se vede pe filmare. Roțile nu poți să le faci? S-ar putea să... Ba, cred că le-a făcut. Mă, că arată bine. Mai e un pic la roțile alea, dar e ok. Bun. Hai să vedem, nici nu știu măcar de unde să încep. Deci, am văzut pe internetos. Aici e combustibil. Gaz. Gasolina, nu, ne trebuie ulei. What, o mână de om? Bă! Iubita, zic că e ulei aici. Nu, nu combustibil. Uite televizorul lol. Ok. Se pare că trăia cineva aici cândva. WC-ul? De ce e WC-ul aici, lol? Alcool. Pare că a venit aici cineva cu excremente, chestii. Asta ne trebuie. Ia de-l încoace. Stai. Ca să facem mașina frumoasă. Ia uite-o. Datat. Asta nu știu dacă poți să-i mai faci ceva. Cred că trebuie înlocuită roata sau nu-mi dau seama. Este un pic. Stai așa. Da, bă, uite. Capacul ăla nu știu dacă îl mai face totuși. Wow, altceva. Bun. Wow. Da, bă, n-ai ce să-i mai zici. Aud un animal. E iepurele ăla aici. Fără să mă atace. Mă, nebunule. Că avem treabă. Ok. Iepurilă. Hai să explorăm toată zona asta de aici. Damn. Avem apă. Oh,
Mamă, câte mașini sunt aici! Rele! Ia vezi mașina asta! Oh, ce bord are! Mamă, e cu roșu! N-arată rău, n-arată rău! Să vedem sub capotă. E tot ca a noastră. Deci are combustibil în spate aici. Are apă în combustibil! I see now. Și aici e un tomberon. Rele. S-a părut că e cineva acolo. Ok. Buretele. Roata la motoscârță. Hai să ne ducem aici. Zinc e ulei. Da. Ok. Stai să vedem dacă punem un procent de măcar 3%. Ajunge? 2%. Deci are același motor ca la Trabant. La Trabant trebuie să amesteci tu combustibilul. Da. Ce sunt eu curios? Cum nu-i third person? Că am văzut că poți să dai third person camera pe câmp. Ce căpăm! Este un pic save. Sunt curios cât prinde trașcaleta asta la ora. Hai, bă! Stai dreaptă! Ok. E la mișto trașcaleta? Trotineta asta sau ce-o fi? Nu merge repede, dar era și normal să nu meargă mai repede decât... decât mașina, știi? Interesant. Asta e un fel de break. Cred că e primul break pe care îl văd în joc. Oil. Și tu practic de-aia care iteme cu tine, în caz că îți place o altă mașină, să o schimbi. Premiza jocului e tare, adică îmi place ideea că te plimbi, explorezi, găsești alte mașini, alte chestii, poți să le upgradezi și mai departe, numai că n-are niciun scop jocul, aia e problema. Cam aia e chestia. Nu știu un cotro vrea să se ducă cu jocul, sincer. Wow. Asta e roata cum o avem noi pe aia, avem trei roți de un fel și una de un fel. Mâini de oameni morți. Capotă. Habar n-am ce se întâmplă aici, sincer. 13. Ăsta merge. Ăsta e un pic murdar, hai să-l înlocuim cu ăsta. Ok. Uite, ăsta e unul din... vezi, din dreapta jos, unul din 0, ăsta nu mai e bun. Asta e 13, mai are câtva, mă rog, puțin lichid. Da. Și cam asta e, sincer. Știu că am ratat eu ceva anume. Văd că te poți cățăra acolo sus. Hai că te poți cățăra. Aha. Niște ulei. Oh! Văd că e ceva sus și acolo. Poate cu mătura să mă fi cățărat. Stai să punem în mașină în spate. Nu. Tu acolo. Mereu apăs altceva. Aia zic. În spate aici, mă, te cațeri. Uite chestia aia roșie, lol, e semnal, ce? Îmi place că în jocul ăsta, dacă te chinui un pic, ia uite, sare caracterul toată clădirea. Cum a ajuns un rahat acolo? Ia vezi motorul ăsta. Poate ne ajută cu ceva, ha? Cam asta a fost. Aia e o antenă?
Ar fi fost mișto să repar cumva antena și apoi să prinde semnal televizorul. Să afli chestii noi. Da, interesant. Ne să ne oprim aici cu episodul, băieții. În caz că sunteți interesați și vreți să ne mai continuăm aventura, să vedem ce mai găsim, poate găsim și camionul la mare și reușim să-l reparăm, apăsați tunașul de like, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem la viitoare, puuu!